Joi 9 iunie, la cimitirul Eternitatea, militarii garnizoanei Piatra Neamț au organizat o ceremonie militară și religioasă pentru comemorarea Zilei Eroilor. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ierte, să odihnească, cu dreptii să-i numere iar pe noi, să ne miluiască, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Și ne mântuiește pe noi. Amin. Hristos s-a înălțat. Așteptăm cu toții la un moment de suflet și cinstire românească. Comemorăm cu voia lui Dumnezeu ziua înălțării la cerul al lui Iisus Hristos și ziua eroilor. Eroii nu mor niciodată. Puterea lor adevărată străjește dincolo de ceea ce oamenii de rând numesc moarte. De aceea, un popor care ajunge să dăinuiască, să dăinuiască peste veacuri, nu poate să-și uite trecutul și mai ales jertfele care stau la temelia zidirii sale. Cu asemenea sentimente, românii au ridicat altare ale recunoștinței eroilor. În amintirea lor, și în județul Neamț, s-au înălțat zeci de monumente și altare de veșnică aducere aminte. Sărbătorim astăzi Ziua Eroilor, o sărbătoare care ne poartă cu gândul în trecut la istoria neamului românesc. Începând din 1920, comemorarea eroilor căzuți în război se organiza în fiecare an de Ziua Înălțării Domnului, la 40 de zile după Sfintele Paști, în general în luna mai, când floarea este mai bogată, așa cum se preciza în decretul din 4 mai 1920. În acea vreme, România a fost primul dintre statele care a onorat eroii străini deopotrivă cu proprii eroi, aliniindu-se prevederilor tratatului de la Versailles. Această decizie, venită după o conflagrație în care pierdusem mai bine de 1 milion de vieți, a dovedit din partea României tărie, înțelepciune și onoare. În perioada comunistă, Ziua Eroilor a fost sărbătorită după modelul sovietic la data de 9 mai. Din 1995, când a fost adoptată legea 48 privind proclamarea Zilei Eroilor, sărbătoarea a revenit la tradiția interbelică, aceea comemorării eroilor în Ziua Înălțării Domnului, în spiritul tradiției creștine a poporului român. Coroană de flori din partea instituției prefectului județului Neamț. Se pregătește Consiliul Județean Neamț. La Monumentul Eroilor din al doilea război mondial se depune coroană de flori din partea Direcției Județene de Informații Neamț a Serviciului Român de Informații.